Vreau să deschideți împreună cu mine în cartea Deuteronom, capitolul 10, și vom da citire versetelor 12 și 13. Vechiul Testament, cartea Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 și 13. Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 și 13. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umble în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Amin. Joi am participat la ora de rugăciune împreună cu familia și când am parcat m-a văzut Gheorghe Porubin. Și Gheorghe Porubin mi-a zis: încă sunteți aici? Zic, da, încă suntem aici. De obicei, dumneavoastră sunteți obișnuiți în perioada aceasta să nu ne mai vedeți, pentru că suntem plecați în Pakistan, în misiune. Însă nu și de data aceasta. Mulțumim însă lui Dumnezeu pentru fiecare din voi, pentru rugăciunile înălțate la adresa Lui pentru noi, și vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. S-ar putea săptămâna aceasta să avem un răspuns. Pentru aceasta ne rugăm și noi nu cedăm, vrem și continuăm în continuare să ne rugăm pentru viză. Vă aduc de asemenea salutul bisericii din Lăpușna. Astăzi dimineața am participat acolo și duminica viitoare vom sărbători sărbătoarea mulțumirii. Și din partea bisericii, cu multă bucurie și onoare, vreau să vă invit la această sărbătoare. Sărbătoarea mulțumirii, care va fi la ora 10 dimineață. În dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre dedicarea creștinului lui Dumnezeu. Vedem astăzi în Biserica Domnului Iisus o lipsă de dedicare. De fapt, lipsește dedicarea în Biserica Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie ca oamenii să se dedice sau să crească în dedicarea lor față de Domnul nostru Iisus Hristos, față de Dumnezeu. Și dedicarea a ajuns să fie ori înțeleasă greșit, ori să fie folosită greșit, cuvântul acesta, dedicare. Cuvântul dedicare, de asemenea, a ajuns să fie unul condiționat. Condiționat. De multe ori, atunci când suntem chemați să slujim, punem condiții. Sau noi limităm cuvântul acesta, dedicare. Dedicarea lui Dumnezeu, fie o condiționăm, punem o condiție, fie limităm dedicarea noastră față de Dumnezeu. În Biserica Domnului Iisus, noi cu toții vorbim despre dedicare. Vorbim despre dedicare, chemăm pe oameni la dedicare, dar ce este dedicarea și cum se manifestă ea în viața creștinului? Dedicarea mea față de Dumnezeu și Iisus Hristos se naște din cunoașterea puterii Lui mântuitoare, a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu pentru mine, și a divinității Domnului Iisus Hristos, sau cine este Domnul Iisus Hristos, că El este Hristosul, El este Mântuitorul, El este Domnul, El este Dumnezeu. Atunci când cunosc lucrarea ce a făcut-o Mântuitorului și divinitatea Lui, dedicarea mea va crește tot mai mult. Dedicarea mea față de Dumnezeu este întemeiată pe promisiunile, dacă vreți, a lui Dumnezeu și este exprimată în închinare, în adorarea lui Dumnezeu, care duce la ascultare față de poruncile lui Dumnezeu. Atunci când cunosc legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu mine, legământ în care am intrat, și beneficiile acestui legământ, promisiunile acestui legământ, dedicarea mea va crește, sau eu voi fi tot mai mult dedicat, închinat lui Dumnezeu. Dedicarea este ca și moartea, dacă vreți. Și sună foarte dur, dar așa este. Este ceva dureros și dificil. Pentru a te dedica lui Dumnezeu,
trebuie să te lepezi de sine însuși. Și Domnul Iisus Hristos, cine vrea să mă urmeze, a spus, cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze. În Hristos însă moartea, așa cum am spus, dedicarea este ca și moartea. Însă moartea în Domnul Iisus Hristos nu este sfârșitul. Nu este sfârșitul. În Domnul Iisus Hristos, moartea este de-abia începutul. Totul începe cu moartea. Atunci când voi muri pentru mine însumi, voi învia la o nouă viață, unde dedicarea, și de fapt dedicarea va fi total dăruită lui Dumnezeu. Dedicarea creștinului lui Dumnezeu, în primul rând, se manifestă prin ascultarea noastră față de poruncile lui Dumnezeu. După ieșirea poporului Israel din Egipt și după pribegirea prin pustie, timp de 40 de ani, înainte ca să intre în țara promisă, Moise a spus poporului Israel: să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Deci ascultarea față de poruncile, față de urânduirile lui Dumnezeu, sunt o poruncă. Ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă pe care o dă Moise poporului Israel. Această poruncă le-a dat-o Moise, Dumnezeu prin Moise, să ascultați de glasul Domnului. Dedicarea mea sau ascultarea mea față, de fapt ascultarea mea față de poruncile, față de cuvântul lui Dumnezeu, este un semn al dedicării mele lui Dumnezeu. Deci ascultarea mea față de poruncile, față de cuvântul lui Dumnezeu, este un semn sau o dovadă a dedicării mele lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 6, versetele 24 la 25, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Deci, de ce ține succesul sau fericirea în viața noastră? De ce ține împlinirea în viața noastră? Nu ține oare de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, de cunoașterea poruncilor lui Dumnezeu, de cunoașterea cuvântului Dumnezeu și trăirea cuvântului Dumnezeu în viața noastră? Cuvântul lui Dumnezeu spune aici: Domnul ne-a poruncit atunci. Când? Atunci. Moise a spus, da? Vă poruncesc să ascultați de poruncile acestea. Și prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu învățăm să-L respectăm, învățăm, cunoaștem cine este Dumnezeu și ajung să am o profundă recunoaștere la adresa lui Dumnezeu și un respect la adresa lui Dumnezeu și viața mea va fi binecuvântată. Succesul sau împlinirea în viața mea va fi asigurat atunci când dau importanță cuvântului lui Dumnezeu. Vom avea parte, zice aici, de îndurarea Lui. Dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci, și cuvântul scumpătate înseamnă sinceritate. Cu scumpătate înseamnă cu sinceritate. Dacă vom împlini toate aceste porunci cu sinceritate, fără a avea un motiv ascuns, toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeu nostru, cum ne-a poruncit El, vom avea parte de îndurarea Lui, binecuvântarea Lui, împlinirea în viața noastră, bucuria. Da? Deci dacă împlinesc poruncile sau dacă aleg să împlinesc poruncile lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, dacă un evreu cumpăra un rob evreu, trebuia să slujească 6 ani ca rob, dar în anul al 7-lea robul trebuia să fie eliberat, să iasă slobod. Și iată ce scrie în Exod, capitolul 21. Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani la tine, însă în anul al 7-lea, dacă a intrat rob căsătorit, trebuia să iasă cu soția, cu copiii lui. Dacă însă a intrat singur și stăpânul i-a dat soții, i-a dat copii, atunci soția și copiii trebuiau să rămână, iar el trebuia să iasă. Însă, zice, dacă robul acela va zice: eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, robul acesta spune: eu iubesc pe stăpânul meu. Dar cum a ajuns robul acesta, care a intrat rob în casa stăpânului lui, să fie iubit? Cum a ajuns el să iubească pe stăpânul lui? Oare nu pentru felul cum l-a tratat stăpânul?
Oare nu pentru atitudinea frumoasă, atitudinea bună, pentru dragostea care i-a arătat-o stăpânul în toți acești 6 ani de zile, robul acesta zice, iubesc pe stăpânul meu și nu vreau să părăsesc casa lui, vreau să-mi dedic toată viața mea lui în continuare. Acest lucru îl vedem aici, un exemplu frumos. A zis, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Un semn al dedicării acestui rob față de stăpânul lui. În Corinteni, capitolul 7, versetul 23, Apostolul Pavel spune că noi am fost robi, dar am fost cumpărați cu un preț, ca să ascultăm de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi am fost robi, dragii mei. Cum ne-a tratat pe noi Dumnezeu? Nu ne-a tratat El oare cu dragoste? Nu s-a dăruit El pentru noi? În dragostea Lui, Dumnezeu zice, a dat pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru păcatele noastre. El ne-a răscumpărat cu un preț, ca să-i fim dedicați Lui, ca să ascultăm de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. După ce ați fost robi, ați fost răscumpărați și acum ascultați de dreptarul învățăturii sănătoase. Cum ascult eu de dreptarul învățăturii sănătoase? Dau eu, prețuiesc eu dreptarul învățăturii sănătoase, cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Domnului Iisus Hristos, câtă importanță dau eu învățăturii cuvântului sau învățăturii lui Hristos, cuvântului lui Hristos. Și zice, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Domnul Iisus echivalează ascultarea de cuvântul lui cu dragostea. Și iată ce spune El în Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Domnul Iisus Hristos, care este egal cu Dumnezeu, de aceeași natură cu Dumnezeu, în esență, Domnul Iisus zice, am ascultat de Dumnezeu. Domnul Iisus a ascultat, El este exemplul suprem pentru fiecare dintre noi atunci când vine vorba de ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu. Deci porunca Mântuitorului nostru, a Domnului Iisus Hristos, este să ascultăm. Și nu este diferită de porunca pe care a dat-o Dumnezeu în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament ne este poruncit să ascultăm de cuvintele lui Dumnezeu. Mai târziu, Apostolul Ioan a scris, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor și poruncile lui nu sunt grele. Auziți ce zice Ioan? Ioan zice, poruncile lui nu sunt grele. De ce atunci noi falimentăm să împlinim poruncile lui Dumnezeu? Nu v-ați pus întrebarea? Avem remușcări, unii intră în depresie, pentru că falimentează la capitolul împlinirii sau trăirii poruncilor lui Dumnezeu în viața lor. Ioan zice, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Trebuie să cunoaștem că sunt două momente atunci când vine falimentăm din cauza a două cauze. Unu, nu rămânem în cuvânt. Potrivit cu ceea ce am citit în Ioan, Domnul Iisus zice, cel ce mă iubește va rămâne în dovada dragostei noastre față de El, dovada că am cunoscut dragostea lui Dumnezeu în viața mea, va fi să rămân continuu, să dau importanță. Și un exemplu care îmi place foarte mult din Sfintele Scripturi și care ilustrează acest adevăr este Ezra. În Ezra, capitolul 7, versetul 10, este scris că Ezra și-a pus inima. Ezra și-a pus inima să facă 3 lucruri. Să învețe, să studieze, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. 2. Să trăiască potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Și 3. Să învețe și pe alții cuvântul lui Dumnezeu.
cuvântul, orânduirile, poruncile lui Dumnezeu. Trei lucruri. Foarte interesant, cuvântul acesta din limba ebraică, cuvântul Hekin Libo, este pentru cuvântul a-ți pune inima sau a fi determinat, sau înseamnă ferm, intenționat. Ezra intenționat, determinat, hotărât, a ales să împlinească, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiască în viața lui și să-i învețe și pe alții. Cât de hotărât suntem noi în a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ni se face invitația de a veni la un grup de studiu biblic, câtă importanță dai lucrurile acestuia? Atunci când ni se face invitația să fim pregătiți în vederea predicării, învățării cuvântului Dumnezeu, câtă importanță dăm acelei invitații? Câtă importanță dau disciplinii mele personale de a studia cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Ezra a fost un om hotărât, determinat. Determinat. Îmi place foarte mult acest cuvânt. Un om hotărât să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și nu doar, dar să-l trăiască în viața lui. Dedicarea lui Ezra s-a văzut, succesul, binecuvântarea, trezirea spirituală care a adus-o el în poporul Israel a fost tocmai datorită hotărârii, determinării lui în ce privește cunoașterea cuvântului Dumnezeu, trăirea cuvântului Dumnezeu și transmiterea cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să facă același lucru. A doilea cauză pentru care falimentăm să împlinim, să trăim poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, este să încercăm noi prin efortul nostru propriu să-i dovedim noi cuiva când noi trăim potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Și falimentăm atunci când noi singuri, pentru că din fire suntem o fire păcătoasă, suntem slabi. Și Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 7, zice: vai, nenorocitul de mine, vreau să fac bine, dar nu pot, vreau să fac bine, dar nu pot, vreau prin efortul meu. Și Apostolul Pavel a fost zelos față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel zice, falimentez ori de câte ori, falimentez, nu pot. De ce? Pentru că prin efortul nostru personal niciodată nu o să ajungem la neprihănirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, nu mai trăiesc eu în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dragul meu, lasă-L pe Hristos să trăiască în tine, în viața ta. Dragul meu, lasă-L pe Hristos să te ajute, să-ți dea putere, să împlinești, să trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Hristos să se vadă în viața ta, să fie manifestat, să trăiască viața lui Hristos, să izvorască în viața ta. Și viața pe care o trăiesc acum, zice Apostolul Pavel, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Această viață în care Hristos locuiește, în care Hristos este prezent, se va vedea. Se va vedea. Se va vedea într-o viață dedicată, trăită în ascultare față de cuvântul lui pentru El, pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Scumpi frați și surori, cum se vede ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu? Cum se vede hotărârea aceasta a noastră în a studia, în a trăi, în a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute ca să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. El a ascultat de Tatăl. Și noi să urmăm exemplul lui Ezra, care a fost hotărât în ascultarea lui față de poruncile cuvântului Dumnezeu. Cel de-al doilea lucru, atunci când vorbim despre dedicarea creștinului față de Dumnezeu, este dragostea noastră. Dragostea noastră față de Dumnezeu. Ascultarea este semnul dedicării noastre. Ascultarea este echivalentul iubirii lui Hristos sau a iubi pe Hristos, așa cum am văzut din Evanghelia după Ioan. În Vechiul Testament, Dumnezeu a spus poporului Israel: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. În Vechiul Testament, în cele 5 cărți ale lui Moise, sunt scrise 613 porunci. Și învățătorii legii, ei discutau între ei care sunt poruncile importante și mai puțin importante. Adică nu sunt, nu că nu ar fi importante, sunt importante, dar de o mai puțină importanță.
Și Domnul Iisus Hristos, atunci când ajungem la Noul Testament, Domnul Iisus Hristos cele 10 porunci le-a grupat în două. Da? Să iubești, și prima dintre ele este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Dar ce este dragostea aceasta? Și cum eu pot ajunge să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu, cu tot sufletul meu, cu toată ființa mea? Pentru că așa se cere de la fiecare dintre noi. Să iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, cu tot ceea ce suntem noi, cu toate capacitățile mele, cu înțelepciunii, cu toate abilitățile mele, cu tot ceea ce sunt eu, să-L iubesc pe Dumnezeu. Cel mai ușor pentru noi este să privim la Dumnezeu, la dragostea Lui. Pentru că dragostea se învață de la Dumnezeu. Nu-i așa? În Sfintele Scripturi este scris că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea izvorăște din Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne-a demonstrat, ne-a arătat dragostea Lui față de noi. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, s-a dăruit pentru noi. Aceasta este dragostea care trebuie să o urmăm noi. Aceasta este dragostea care trebuie să o manifestez eu în viața mea. Dăruire, sacrificare, dăruire, pentru că asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu s-a dăruit în dragostea Lui. Cum să-L iubesc eu pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu, cu tot? Cu dăruire, să mă dăruiesc pe mine în întregimii lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu cere să fii iubit cu toată inima, cu tot cugetul, nu 50%, nu 30%, 100%. Dumnezeu vrea să mă dăruiesc pe mine însumi cu tot, cu toată ființa mea, în întregime să mă dăruiesc Lui. Ioan scrie, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu așteaptă dăruire din partea fiecăruia dintre noi. Dumnezeu așteaptă dăruire, sacrificiu, da? Jertfirea noastră, cu tot ceea ce avem noi, timpul nostru, banii noștri, capacitățile noastre, slujba noastră, absolut tot. Dumnezeu așteaptă dăruire. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu tot, tot, cuvântul tot. Dăruiește-te pe tine lui Dumnezeu. Apostolul Petru i-a spus Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut. Apostolul Petru, în zelul lui, da? Îmi voi da viața pentru tine. Știm bine că Apostolul Petru n-a făcut lucrul acesta, însă a făcut-o mai târziu. A făcut-o mai târziu. Mai târziu Apostolul Petru a învățat ce înseamnă dragoste, a învățat iubirea lui Hristos și s-a dăruit pe sine, s-a dăruit tot ce a avut el, toată viața lui, în întregime, a dăruit-o lui Dumnezeu. Foarte interesant că sunt multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi în ce privește dăruirea, da? Ce privește cunoașterea, experimentării și manifestării dragostei lui Dumnezeu în viața noastră. Oameni care au arătat sacrificiu față de Dumnezeu, dedicare, cum este Avram, Moise, Iosua, David, Ezechia, mulți alții care s-au dedicat pe ei înșiși lui Dumnezeu. S-au dăruit. Foarte interesant că la Corinteni, Apostolul Pavel aduce exemplu filipenilor și zice, merge vorba acolo de bani, de strângere, de ajutoare pentru sfinți, dar zice, filipenii s-au dăruit pe ei înșiși și au dat dovadă de un ce? Un belșug bogat. Un belșug. Au dat dovadă de belșug. Mult. Au strâns mult. Ei fiind săraci, s-au dăruit pe ei înșiși lui Dumnezeu și au dat dovadă de belșug. Ei, așa ar trebui să fie în biserica Domnului Iisus Hristos. Atunci când noi ne vom dărui pe noi lui Dumnezeu, va fi belșug în toate aspectele, în toate domeniile, în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu. Cum este dragostea mea față de Dumnezeu? Mă dăruiesc eu în întregime lui Dumnezeu? Te dăruiești tu în întregime lui Dumnezeu? Cum este dragostea ta? Cum se vede
că îl iubești tu pe Dumnezeu cu toată puterea, sufletul, cu toată ființa ta. Cum se vede lucrul acesta în viața ta? Cel de-al doilea aspect al dragostei față de Dumnezeu este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Este a doua poruncă. Și în Levitic, capitolul 19, versetul 18, citim: să nu te răzbuni și să nu ții necaz. Necaz înseamnă a murmura, a fi nemulțumit cu persoana aceea sau a nu-l ierta, avea ceva împotriva persoanei, a nu-l ierta. Zice să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Deci dragostea față de aproape este un semn și o dovadă a dragostei noastre față de Dumnezeu. Prima este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea, așa? Și a doua este să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. În Israel erau două școli în care se învăța legea, două școli teologice. Și odată unul dintre ei, Shamai, l-a rugat pe Hilel. Deci era școala lui Hilel, școala, deci acești două persoane. I-a zis: învață-mă toată legea în timp ce stau într-un singur picior. Shamai a spus lui Hilel: învață-mă toată legea în timp ce stau într-un picior. La care Hilel a zis: nu fă nimic din ce urești, nu fă nimic rău aproape lui tău. Restul este comentariu la legea lui Dumnezeu. Este comentariu. Să iubești pe aproapele tău înseamnă să nu faci nimic din ce consideri tu rău. Și aici în Levitic zice să nu ții ce-i necaz, să nu te răzbuni, să nu ții necaz pe aproapele tău. Ține de relațiile noastre, ține de relațiile noastre. Cum sunt relațiile tale cu frații tăi, cu soția ta, cu soțul tău, cu cei din vecinătate? Cum sunt? Ai ții necaz pe cineva? Murmuri? Ești nemulțumit? Sau nu poți ierta o persoană în viața ta? Nu poți ierta. Cineva ți-a făcut un rău, nu poți să-l ierți pentru răul acela. Zice să nu te răzbuni și să nu ții necaz, să nu te răzbuni. Și când mergi cu mașina, cineva ți-a tăiat, toți nu, îi tai, să nu te răzbuni. Vezi, în toate cele mai mici aspecte, în cele mai mici aspecte ale vieții noastre. Așa se vede dragostea față de aproapele noastre. Aceasta este un semn și o dovadă a dragostei noastre față de Dumnezeu. Apostolul Ioan, după ce spune că cum ne-a iubit Dumnezeu, spune: prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Cum? Cum? Cum ne-a iubit Dumnezeu? S-a dăruit. Cum trebuie să iubesc pe aproapele meu? Cu dăruire. Cu dăruire. Așa trebuie să ne iubim. Și dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Cu dăruire. Așa să iubim. Să ne iubim cum ne-a iubit Dumnezeu. Cum ne-a iubit Dumnezeu? Atunci când eram în mărcire la păcatului. Atunci când eram în robia păcatului, în păcatul meu, Hristos a murit pentru păcatele mele. Când n-am făcut niciun bine pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Hristos a murit pentru mine. Să nu aștept, deci, ca fratele meu, sora mea să-mi facă un bine, ca să-mi arăt dragostea mea față de el. Să fiu eu primul, să iau inițiativă eu. Să iau inițiativă în a-mi arăta dragostea față de aproapele meu. Cum sunt relațiile noastre? Pentru că dragostea, aici, la capitolul acesta, sunt tot accentuate sau atinge capitolul relațiilor. Cum sunt relațiile cu soțul, cu soția, cu copiii? Cum sunt relațiile cu vecinii? Cum sunt relațiile mele cu aproapele meu? Țineți minte David și Cain, prima dată avem exemple. Exemplul lui Cain și al lui Abel. Cain a ajuns, pentru că în Levitic zice să nu te răzbuni, să nu ții necaz în inima ta. Cain și Abel, cum au fost relația dintre Cain și Abel? Ce a avut Cain în inima lui? Ură, gelozie, invidia din inima lui. L-a împins până acolo încât l-a omorât pe fratele lui Abel. Apoi vedem Absalom pe Amnon. Da? Ei, acolo este un caz, dar iarăși mânie din inimă.
Mai târziu, relația lui David cu Absalom. Absalom, care din mânie s-a răzvrătit împotriva tatălui lui. Și multe alte exemple care le avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Ține de relația. Relația. Cum ne raportăm noi în relații? Ce arăt eu în relațiile mele cu oamenii din jurul meu? Cel de-al treilea aspect al dedicării noastre lui Dumnezeu se va vedea în slujirea noastră. Slujirea noastră lui Dumnezeu este răspunsul nostru la harul lui Dumnezeu. Și vreau să fiți atenți aici. Este harul lui Dumnezeu. Prin har am fost mântuit. Prin Domnul Iisus Hristos este un har, este un dar nemeritat pentru care nu poți plătesc. Prin harul lui Dumnezeu am fost mântuit. Slujirea mea Domnului Iisus Hristos, slujirea mea lui Dumnezeu este un răspuns la harul lui pe care îl experimentez în viața mea. Nu vei zice niciodată, dar de ce trebuie să slujesc? Dar de ce eu? Dar de ce numai eu? Dar de ce pe mine mă trimăt? Așa eram când eram eu copil la părinți, când zicea mama, du-te și mi-adu căldare cu apă, ci fiind cel mai mare. Dar de ce eu? Trimite-l și pe Oleg. Dar de ce eu? Mai trimite-l și pe Radu. Dar de ce eu? Atunci când înțelegi acest adevăr, nu va mai fi întrebarea aceasta. Atunci când vei înțelege adevărul acesta, vei răspunde așa cum a răspuns Isaia, iată-mă, trimite-mă. Vei fi gata întotdeauna să te dăruiești. Pentru că te-ai dăruit lui Dumnezeu, vei fi gata întotdeauna să slujești. După ce Dumnezeu a răscumpărat poporul Israel și le-a dat în stăpânire țara Canaanului, Dumnezeu a așteptat slujire din partea poporului. Iosua, liderul poporului, a fost un exemplu deosebit pentru întregul popor. Un exemplu de dedicare și slujire lui Dumnezeu. Și el a vorbit în felul următor. Acum a vorbit poporului, după ce le-a dat în stăpânire toată țara. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate. Cu scumpătate înseamnă cu sinceritate. Înseamnă fără a avea un motiv ascuns. Vin la biserică ca să-mi dea ajutoare. Vin la biserică pentru că acolo este un băiat sau o fată care îmi place. Vin la biserică. Care este motivul pentru care vii la biserică? Care este motivul pentru care vrei să te implici într-o lucrare sau alta? Vreau să mă implic în lucrarea aceea mai aproape de liderul cutare pentru a căpăta bunăvoința liderului. Deci, care este motivul pentru care te implici în lucrare? Pentru care îl slujești pe Dumnezeu? Iosua zice, și slujiți-l cu scumpătate sau cu sinceritate, fără a avea niciun motiv ascuns. Și credincioșii, potrivit adevărului, potrivit cuvântului, depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Nu pot sluji lui Dumnezeu pentru că slujesc altor Dumnezei. Da? Și Iosua zice, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, Iosua zice, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și Iosua nu separă casa lui. Eu voi sluji, soția mă va ajuta, eu și casa mea vom sluji Domnului. Întreaga familie, eu și casa mea. Unde este familia ta? Slujești familia ta împreună cu tine? Ce zici familia ta despre slujirea pe care o faci? Implici familia ta în slujirea pe care o faci? Eu și casa mea. Dar vedem că slujirea este o alegere. Iosua îi pune în fața faptului, astăzi decideți în inima voastră cui să slujiți. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră. Cu alte cuvinte, poporul recunoaște lucrarea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu care a făcut-o în mijlocul acestui popor, prezența lui Dumnezeu în mijlocul acestui popor. Și poporul alege, a ales în ziua aceea să slujească pe Dumnezeu. Însă în Cartea Judecători, după Cartea Iosua, vedem că poporul n-a slujit pe Dumnezeu.
N-a slujit pe Dumnezeu. Este o alegere. Slujirea este o alegere. Domnul Iisus a spus că nu putem sluji lui Dumnezeu, că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu putem să slujim în același timp la doi stăpâni. Pentru fie că vom iubi pe unul sau vom urâ pe altul. Și atunci când vine vorba de slujire, vine vorba și de inima noastră. Tocmai ceea ce am vorbit la punctul precedent. Dragostea, inima mea, dăruirea. Unde mi este inima mea? Acolo îmi va fi și trupul meu. Unde mi este inima mea? Pe cine slujesc eu? Pe cine slujim noi? Pe cine slujești tu, dragul meu? Slujești pe Domnul Iisus Hristos, care te-a răscumpărat, te-a mântuit, a murit pentru păcatele tale? Sau ai pe cineva sau ceva în viața ta pe care îl slujești? Acolo unde îți petreci timpul tău, acolo unde investești banii tăi, cunoștințele tale, abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu, toate aceste lucruri arată pe cine slujești. Slujirea este o alegere. Trebuie să fac și eu o alegere. Așa am făcut alegerea aceasta și mă bucur și vreau și mă rog Domnului ca să mă țină în această hotărâre. Eu și casa mea să slujim pe Dumnezeu. Acesta, la aceasta i-a îndemnat Iosua pe poporul Israel. Eu și casa mea, slujiți și temeți-vă de Domnul. În Romani, capitolul 12, Apostolul Pavel spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și iarăși, pentru a cui îndurare? Este un răspuns. Slujirea mea, sacrificiu în slujire, dăruirea mea, este ce? Un răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. Zice, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu spune de câte ori să-ți aduci trupul tău. Nu zici să-l aduci o dată în săptămână, atunci când vii duminica la biserică. Apostolul Pavel nu zice să-l aduci o dată în an atunci când îți faci o tabără de limbă engleză sau o tabără de taekwondo sau așa mai departe. Nu zice o dată, zice, dar zice să-ți aduci. Este ca și cum continuu, în mod continuu, să-ți aduci, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o slujbă duhovnicească, dăruirea aceasta cu tot, cu inimă și trup, viața mea în întregime Domnului Iisus Hristos. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Care este pericolul dedicării noastre lui Hristos? Este veacul acesta, cu principiile morale, da? A veacului acesta, nu cu principiile morale, dar cu valorile acestui veac. Da? Și societatea în care trăim, lumea în care trăim, este ca și un aspirator, un vacuum, da? Un aspirator în care încearcă să te tragă în jos. Să te tragă în jos. Zice, nu te potrivi veacului acestuia. Este un contrast, dar dăruiește-te, nu te potrivi valorilor acestei lumi, dar dăruiește-te, sacrifică-te lui Dumnezeu în mod continuu. Asta face Apostolul Pavel, aceasta lucru zice aici, dedicarea noastră trebuie să fie una în mod continuu, în fiecare zi mă scol cu gândul acesta să mă dedic lui Dumnezeu. Dedicarea aceasta să continuă și să crească, zice, și să nu mă potrivesc veacului acestuia. Chipul lui veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Este o continuă înnoire în mintea mea, în gândirea mea. De ce studiem Sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu? Ca mintea noastră să se schimbe, să gândesc biblic, da? Să se transforme, să se schimbe și în felul acesta să se înnoiască. Deci slujirea noastră este și trebuie să fie un răspuns la harul și îndurarea lui Dumnezeu, care și-a arătat-o El față de noi. Slujirea mea este și va fi o exprimare a convingerilor mele religioase. Vedeți voi în Vechiul Testament, când omul venea cu jertfa aceea la templu și o sacrifica, el sacrifica bazat pe convingerile, pe ceea ce credea el. El sacrifica bazat pe ceea ce, pe crezul lui, credința lui. Ei, tot așa și eu. Convins că Hristos este Mântuitorul meu, m-a răscumpărat, credința mea în El, umblând prin credință, să continui să mă dedic Lui. Slujirea mea trebuie să fie potrivit cu darul meu duhovnicesc. Și nu mă voi opri aici prea mult.
Dar în Romani, capitolul 12, vă rog să deschideți împreună cu mine la Romani. Sunt mai multe texte care vorbesc la subiectul acesta și avem și un curs de studiu biblic foarte bun, Darurile duhovnicești, pe care vă sfătui, dacă nu l-ați studiat, să îl studiați. Dar vă rog să deschideți acum în Romani, capitolul 12, împreună cu mine. Așa. Romani 12, și la Romani 12 Apostolul Pavel spune în felul următor. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, versetul 4, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Vedeți voi, te ții de slujba aceea. Trebuie să te dăruiești și apoi te ții de slujba aceea. Nu este nimic care trebuie să te împingă din spate. Te împinge nimic din spate. Dar ți ții de slujba aceasta, ți zice, ține-te de ea. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Să continue, să facă, să îmbărbăteze. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine crâmuiește să crâmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Cine vorbește să vorbească. Cine slujește să slujească. Zice, ține-te de lucrul acela, ține-te de slujba aceea. Dedicarea mea se va vedea în slujirea mea potrivit cu darul duhovnicesc pe care l-am primit de la Dumnezeu. Deci dedicarea am văzut că este ascultarea mea față de poruncile lui Dumnezeu. Și este hotărârea aceasta pe care a avut-o Ezra, hotărârea aceasta de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Determinarea aceasta, în mod intenționat vreau. Inițiativa aceasta care trebuie să vină din partea fiecăruia dintre noi. Dedicarea deci este dragostea, dragostea mea față de Dumnezeu, cu toată ființa mea. Mă dăruiesc așa cum s-a dăruit Dumnezeu. Mă dăruiesc Lui și apoi mă dăruiesc celor din jurul meu, aproape lui meu. Și cel de-al treilea lucru, așa cum am văzut, este slujirea. Dăruirea aceasta se va vedea în a-L sluji pe Mântuitorul meu, a mă ține de slujba aceasta, am cunoaște darul și am ține, a sluji potrivit cu darul pe care mi l-a dat El. Și atunci când vom urmări aceste trei aspecte, vom vedea belșug, așa cum Apostolul Pavel zice despre filipeni, pentru că s-au dăruit în sărăcia lor, nu din belșugul lor, a fost cum? Belșug, mult, da? Au dat dovadă de... Așa va fi în trupul lui Hristos. Așa va fi în biserica Domnului Iisus Hristos. Atunci când se va vedea dedicarea aceasta în viața noastră. Acum vreau să vă invit să ne ridicăm cu toții și dacă Dumnezeu ți-a cercetat, dacă dedicarea ta cumva a slăbit, dacă cârtiești, dacă Dumnezeu te-a cercetat, dacă Dumnezeu v-a cercetat în urma acestui mesaj, vreau să vă îndemn să vă rugați. Să vă cereți iertare și să rugați pe Dumnezeu să vă ajute, să reînnoiți această dedicare, această hotărâre, da? De a-L urma și de a-L sluji pe El.